Dragii noștri, iată-ne din nou împreună la un nou eveniment, cel de-al treilea eveniment al zilei de astăzi, duminică, 5 iunie, în ultima zi de târg Bookfest. Harta sacră a omului, o viziune antropologică. Lansăm în această după-amiază cartea Marea Întoarcere, a Nic de Suzanel, genealogia lui Adam, simbol și interpretare pentru omul modern, o carte publicată în colecția Arhetip a editurii Herald. Îi salutăm și pe cei care ne urmăresc pe Facebook. Invitații noștri de astăzi, Mihai Gânș, traducător, profesor, doamna profesor Felicia Waldman, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Litere a Universității București, coordonator al Centrului de Studii Ebraice, domnul Marius Vasileanu, profesor de istoria religiilor, antropolog. Prin lucrarea Marea Întoarcere a Nic de Suzanel, unul dintre cei mai importanți antropologi spirituali din secolul 21, la venerabila vârstă de 99 de ani, terapeut creștin-ortodox care a studiat matematica și teologia și a fost profund influențată de psihologia lui Carl Gustav Jung, ne ghidează în călătoria interioară de înțelegere profundă a sensurilor ființei noastre și a lumii în care trăim. Întoarcerea este cuvântul pe care l-am luat din capitolul al treilea al facerii. Este capitolul în care Adam, nefiind încă pregătit să facă drumul pentru care este creat, este trimis înapoi la punctul de plecare pentru a relua lucrarea interioară. El este așadar într-o încercare, și anume o încercare de iubire, pentru a nu continua pe un drum fals și pentru a-și descoperi identitatea sa adevărată, identitatea sa divină, ne transmite a Nic de Suzanel într-un interviu pe care l-a realizat invitatul nostru Mihai Gânș. Doamna Felicia Waldman, o carte foarte importantă, un autor pe măsură. Noi am sărbătorit-o, am celebrat-o pe a Nic de Suzanel în toamnă, când, dacă nu mă înșel eu, 4 noiembrie, când am plinit frumoasa vârstă de 99 de ani și îi dorim în continuare sănătate multă și putere de lucru, putere de muncă. Are nevoie omul contemporan de o reconectare la tradiție pentru a-și descoperi adevărata sa identitate? Da, eu zic că răspunsul este implicit, pentru că astăzi vedem în general o întoarcere a oamenilor către spiritualitate, către diverse tipuri de spiritualitate. Este o mișcare generală, de altfel s-a și spus că secolul 21 este un secol al întoarcerii la religie, la spiritualitate, la credință, spre deosebire de secolul 20, care a reprezentat o îndepărtare. Și iată că, într-adevăr, acum mulți și regăsesc interesul pentru această lume spirituală, se îndreaptă spre diverse forme ale ei, și aici cred că a Nic de Suzanel este un exemplu excelent, pentru că ceea ce face ea este să combine interesul diverselor tradiții pentru corpul uman, pentru această sacralitate a corpului uman. În cărțile ei, în general, și mai ales în Marea Întoarcere, avem o astfel de întrepătrundere a vechilor tradiții, pentru că ea are o capacitate extraordinară de a face o hermeneutică, de o interpretare a textului sacru din această perspectivă a corpului uman, a umanității, a legăturii dintre trup și suflet, care de-a lungul vremei s-a subțiat, iar ceea ce propune ea este o astfel de întoarcere la rădăcini, întoarcere la spiritualitate, întoarcere la înțelegerea care s-a pierdut sau care s-a subțiat de-a lungul vremii. Și această carte este cumva o încununare a exercițiilor ei anterioare de propunere a unei astfel de viziuni coerente și cuprinzătoare a vechilor tradiții. Deci cred eu că este cumva un model de viață, este un model de viziune asupra legăturii dintre lucruri, și de aceea cred eu că este cumva chiar un manual, până la urmă un manual de înțelegere și utilizare a acestor legături pentru o viață mai bună, mai împlinită, mai armonioasă, mai calmă. Mulțumim doamnei Felicia Waldman. Mihai,
ca traducător al acestei cărți și ca prieten apropiat al lui Anic de Suzanel. De ce Anic de Suzanel a ales acest moment pentru a scrie cartea Marea Întoarcere? Și are o anumită simbolistică perioada în care a scris-o și, bineînțeles, ne referim la anul 2020. Da, din ce am înțeles eu citind cartea, apoi din ce am înțeles direct din dialogurile pe care le-am avut cu doamna Anic de Suzanel, unul chiar înaintea împlinirii 99 de ani, în noiembrie anul trecut, altul care l-a urmat în decembrie și încă unul foarte recent în aprilie, am înțeles că omenirea întreagă se află într-un moment cheie al evoluției sale. Și în carte ne prezintă această imagine a întregii umanități aflate într-o devenire pe parcursul a primelor 6-7 luni de evoluție, sigur urmând apoi analiza și pe ultimele 3 luni ale gestației acestui mare Adam, care este omenirea întreagă. Și în această imagine extrem de puternică, pe care e evident că Anic a trăit-o în primul rând și din această trăire ne-a descris-o, în această imagine, deci, omenirea se află acum spre capătul celei de-a șasea luni. De luna, dacă îi se analizează numele simbolistic a literelor din care este compus numele său, numele său s-ar traduce prin omul care atrage, într-un sens, moartea, într-un alt sens, cheamă o transformare radicală. E suficient să ne uităm în jurul nostru, la finalul acestei cele de-a șasea luni de gestație. Suntem spre capătul acestei perioade. Am avut deja 2 războaie mondiale, dintre cele mai distrugătoare pe care omenirea le-a cunoscut. Omul a adus moartea între semenii săi. Acum, iarăși, ceva se întâmplă care are aceeași consecință. Moartea este semănată între frați. Deci, iată, omul se află în această perioadă, ne spune doamna Anic de Suzanel, cheamă o transformare radicală. La începutul lunii a 7-a, omenirea stă să se răstoarne, stă să își găsească noi rădăcini. Și doamna Anic de Suzanel observă această lege care are 2 domenii de aplicație. O lege care, iată-o, manifestată în dezvoltarea fătului uman, în burta mamei, spre capătul lunii a 6-a, orice făt se întoarce exact în acest final de luna 6-a, început de luna 7-a, pentru a se pregăti pentru naștere. În următoarele 3 luni, fătul în burta mamei este orientat altfel ca pentru a-și regăsi alte rădăcini. Și Anic ne dezvăluie, ne sugerează, e vorba de rădăcinile pe care omul le are în cer. Se pregătește omul astfel în luna 7-a să acceseze o nouă sursă de informație. Cea care l-a hrănit până acum dinspre pământ nu mai este suficientă. Are nevoie de alăturarea informației de ordin divin care vine de sus, din cer. Și se pregătește pentru următoarele 3 luni de gestație, luna 7-a, 8-a, a 9-a. Omenirea se pare că se află într-un astfel de moment. Ceva radical stă să se întâmple, o transformare a lui radicală. Eu personal îmi doresc această transformare să ducă omul într-o etapă de evoluție a conștiinței lui în care să nu mai poată să ucidă un alt om, să ucidă o altă ființă vie. Și dacă ascultăm informația aceasta de ordin divin care este în noi, care a fost manifestată între Cain și Abel, Cain nu și-a ascultat această informație și l-a ucis pe Abel. În fel, suntem și într-o repetiție acestei ucideri. Dacă omul își va asculta realmente această informație, nu va mai putea ucide niciodată. De ce? Pentru că al ucide pe aproapele său va ști că este o sinucidere. Este ca și cum ți-ai lua singur propria viață.
Deci într-o astfel de etapă suntem, se pare, asta ne sugerează doamna Nic de Suzanel. Și, sigur, discuția este extrem de bogată, se poate povesti mult despre semnificația cifrei 7 și în tradiția ebraică și în tradiția creștină. De aici o să las și pe Marius sau pe doamna Waldman să spună mai departe. Domnule Marius Vasileanu, aș vrea să ne vorbiți despre personalitatea lui Anic de Suzanel în colecția Arhetip. A mai apărut o carte anterioară, Mari Întoarceri, este vorba despre simbolismul corpului uman, deci Anic de Suzanel are două cărți publicate în colecția Arhetip a editurii Herald. Și să ne spuneți ce aduce nou această carte, cea mai recentă carte, Marea Întoarcere a lui Anic de Suzanel, față de precedentele. Bun găsit! Să știți că întrebările puteau să fie puse foarte bine și lui Mihai Gânj. Trebuie să precizăm cel care a tradus acest ultim volum al doamnei Anic de Suzanel și l-a tradus foarte bine și vreau să-l felicit și pe el și editura. Într-adevăr, primul volum care a făcut-o celebră pe doamna Anic de Suzanel se numește Simbolismul corpului uman, de unde e și titlul lansării noastre de astăzi. Fiindcă să ne gândim și în Biblie, fiindcă suntem ceva mai acasă, se spune, corpul tău este templu al Duhului Sfânt. Ori noi nu conștientizăm acest lucru, uităm cel mai mult, cel mai adesea, iar ceea ce face Anic de Suzanel în întreaga sa operă nu este decât o chemare spre a ne reaminti aceste adevăruri esențiale. Acum, Anic de Suzanel, de care și eu și Mihai ne simțim foarte aproape și am fost tratați cu o imensă prietenie, este o mare prietenă a românilor, în general, a României, a vizitat țara de 7-8 ori, nu mai știu cu exactitate. Ați amintit și dumneavoastră, are o triplă formație universitară, a studiat la nivel universitar medicină, a studiat matematică și se cunoaște, să știți, pentru cei care știu să citească un anumit stil de a scrie al matematicianului și o anumită rigurozitate în tot ceea ce face. Și, bineînțeles, a făcut teologie ortodoxă, fiindcă ea, să precizăm acest lucru, s-a convertit la creștinismul ortodox acum peste 50 de ani, într-o Franță mai mult sau mai puțin catolică. Anic, care era pe un drum al cunoașterii universale și intenționa, mi-a spus personal să plece chiar spre India, a descoperit printr-o minune, Mihai Gânj a scris foarte frumos în introducerea făcută la Marea Întoarcere, acest ultim volum, toată povestea convertirii doamnei Anic de Suzanel, a intrat în ortodoxie. Însă ea este, să precizăm acest lucru, racordată la spiritualitatea universală. Aici este frumusețea, de fapt. Face adesea trimiteri spre marile tradiții spirituale. Se simte acasă peste tot. De aceea mă gândeam, ca o completare la ceea ce a zis Mihai mai devreme, am văzut cu mai mulți ani în urmă, aici în București, într-un magazin de mâna a doua, de altfel, de chinezisme, am văzut o sculptură foarte interesantă, făcută din bambus, chipul unui înțelept din mitologia chinezească. Dar cum era folosit acel bambus? În mod evident era o bucată mare, de groasă, fiindcă era cam de această grosime, și sculptorul a folosit rădăcina copacului
astfel încât părul înțeleptului să aducă cu ceea ce fusese poate în realitate. Și sigur, după cum ați văzut cu siguranță aceste personaje aproape mitologice, unele reale, fără îndoială, reușise să zidească acest chip. Însă, pentru un ochi mai atent, în mod evident, nu este o întâmplare că rădăcina era tocmai în partea de sus, fiindcă rădăcinile noastre sunt în cer. Rădăcinile noastre sunt în cer. Și asta uităm, din păcate, de unde și frumusețea acestor oameni care sunt chemați, nu oricine are această chemare, să ne reamintească consecvent despre ființa noastră reală, despre rădăcinile noastre. Despre Anic de Suzanel se poate vorbi mers, nu ocupăm timpul acum. Atât vreau să știți că a ajuns și în România adesea, a fost invitată să conferențieze și la facultăți de teologie și la universități laice și la Institutul Cultural Român, a fost chiar ultima oară invitată, a ținut două conferințe. Așadar, un om foarte apropiat de noi, am avut șansa să o duc în mai multe pelerinaje, mănăstirile țară, am cunoscut în campină viață câțiva mari duhovnici binecunoscuți și ea este foarte atașată, măcar din aceste momente, dincolo de nenumărați prieteni, fiindcă primii cei care au invitat-o în România au fost marele medic acupunctor Ioan Ladea și profesorul de yoga Mario Sorin Vasilescu. În contextul acesta a sosit în țară, a ținut primele conferințe și ulterior a fost invitată și în alte locuri. O personalitate uriașă a culturii universale, recunoscută ca atare și în Franța, are prieteni de uriașă învergură, a conferențiat în toată Europa, în Canada ținea în mod curent cursuri până cu câțiva ani de zile, în fiecare an. Așadar, un om care realmente merită studiat și apreciat ca atare. Mulțumim domnului Marius Vasileanu. Doamna Felicia Valman, ultimul capitol al lucrării Marea Întoarcere vine cu o interpretare simbolică a pandemiei și a anului 2020 ca an de referință prin care umanitatea a trecut printr-o mare și grea încercare pe care am trăit-o la nivel global, care face apel la o trezire spirituală. Este necesar ca umanitatea să reflecteze asupra necesității acestei schimbări? Da, eu zic că e interesant de observat că practic toate culturile vechi aveau ideea aceasta unor epoci cosmice. Știm bine de anul 2000 ca an al sfârșitului lumii, anul 2012 ca an al sfârșitului lumii. În realitate, în toate culturile vechi era vorba de sfârșitul unor ere cosmice, nu al lumii ale istoriei. Exact, nu al lumii în general, ci sfârșitul unei ere cosmice. E bine, așa cum spunea și Mihai Gânge înainte, Anic de Suzanel propune această idee a sfârșitului unei ere cosmice într-un fel. Aceasta a șasea lună este cumva o eră cosmică și propune exact această idee a unui sfârșit, pentru că orice sfârșit înseamnă un început. Este începutul unei noi epoci, a unei noi dezvoltări. Ori, într-adevăr, nimic mai adevărat despre pandemie, despre războiul care are loc acum la granițele noastre, este într-adevăr un sfârșit de epocă și care, prin definiție, înseamnă un început, dar, așa cum subliniază Anic de Suzanel, până la urmă începutul ăsta depinde de noi. Este una din bazele tradiției mistice iudaice, de pildă, este această idee a responsabilizării la maximum a omului. Deci, practic, tot ceea ce se întâmplă depinde de noi. Dumnezeu, de fapt, răspunde la faptele noastre. Inițiativa lui Dumnezeu este, de fapt, de a răspunde la ceea ce facem noi, indiferent că e vorba de fapte bune sau rele. La faptele bune reacționează bine, la faptele rele reacționează cu pedeapsă, cu judecată, etc. Deci, evident că
Dacă ne raportăm în felul ăsta la istorie și la ceea ce ni se întâmplă, ceea ce spune Anic de Sunel este valabil și la nivel practic, nu doar spiritual, nu doar teoretic, și la nivel practic. Sigur că vedem foarte bine, însă și Bookfest-ul noi așa este o retrezire după 2 ani de absență în care nu ne-am putut întâlni, nu ne-am putut vedea, nu ne-am putut manifesta. Iată că în sfârșit reușim să ne vedem din nou față la față, să organizăm evenimente deschise, publice. Și asta este un nou început. Vrem sau nu vrem, ne place sau nu ne place, este un nou început și depinde de noi ce direcție vom da acestui nou început. Ea, de fapt, face prin această carte un apel la umanitate, așa cum spunea Mihai Gânjă înainte, un apel la responsabilizarea umanității pentru acest început. În sfârșit, ceea ce urmează va fi reacția la ceea ce facem noi. Cred eu, deci, că este de citit această carte, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, mi se pare a fi chiar un manual pentru acest nou început, un manual pe care îl scrie o femeie de 99 de ani, care promite de altfel că va mai scrie și în anul următor, va mai propune o carte și la 100 de ani, ceea ce, iată, e un exemplu mai mult decât pozitiv. Mulțumim foarte mult, doamne Felicia Waldman. Și cu bucurie s-a alăturat nouă și domnul Matei Georgescu, psihanalist, psihoterapeut. Matei, noi am mai discutat despre Marea Întoarcere și mi-aduc aminte astă iarnă și emisiuni și un fel de podcasturi și am încercat așa să aducem puțină lumină referitor la această carte, cea mai recentă carte a lui Anic de Suzanel, o personalitate cu totul și cu totul extraordinară. Ce este de fapt sau ce simbolizează Marea Întoarcere? Cu toții suntem depășiți și îmi declar faptul că am reușit să întârzi cu grație și să nu reușesc să vă ascult decât puțin, așa pe domnul Vasileanu l-am auzit și mă gândeam, Mario Sorin Vasilescu a fost o poartă către foarte multe personalități, remarcabil, efectiv, și cred că cu toții suntem porți. Marea Întoarcere, mă întrebai. Dar eu mă gândesc că măcar să o punem de niște mici întoarceri, n-ar fi rău, cotidiene, ceea ce uneori e, apropo de faptul că trăim în detalii, iar detaliile ne omoară, de aceea deseori ne refugiem în forme de generalitate, generalizare, impersonalizare, iar asta este o formă de degajare a responsabilității. Tema responsabilității, deci, este una fundamentală și ține, cred, de formele de coerență personală. Formele de coerență personală care sunt din nou în raport cu limita, cu finitudinea. Perspectiva, celor viitorului și concretul întâlnirilor noastre. Probabil că ne lipsește ceva din posibilitatea de a ne uita în ochi. Noi aici o facem. Și sper că cu toții să ne putem uita și simți această proximitate. Cred că atunci când te contaminezi măcar puțin cu acest mare suflet, care iată ne indică ce înseamnă un centenar, 100 de ani, înseamnă continuitate, înseamnă ceva stabil, ceva care se petrece realmente ca viață împlinită. Ne dorim să fim autoactualizați, dar suntem, cum să spun, clivați, împrăștiați. Nu putem să fim într-o priză a realului. Personal, de câte ori vin într-o astfel de amenajare, cred că este o oglindă a ceea ce suntem. Fiecare merge cu lumea lui, aproape că nu auzim ce ne spunem, câțiva rămân capabili de contact. Restul, nimic. Ori ne adunăm sub auspiciile unor valori ale vieții care susțin viața. Nu e teorie. Îmi doresc, după cum dorim fiecăruia dintre noi, să poată să simtă
spiritul acestui autor și nu conținutul sau ambalajul. Iar asta este o șansă care ține de istoria personală. Așa că Marea Întoarcere probabil că se referă la micile întoarceri ratate, cotidiene, care țin, în definitiv, de coerența personală, iar coerența personală este un efect al istoriei personale al fiecărei zile. Poate dacă am reușit să ședem doar în fața operei Marei Doamne zilnic, ne-am putea aduna treptat sufletul, apropo de, știi, în tradiții, să-ți tragi sufletul. Păi noi avem sufletul în urmă, lăsat pe undeva, iar corpurile noastre se degradează într-un mod lamentabil în fotoliul din fața computerului. Simbolismul corpului uman. Adică, hai să începem cu, cum să zic, cu grupa pregătitoare de la grădiniță. Despre ce vorbim? Mă uit, întâlnirile de 20-30 de ani, nu recunoști oameni bufăiți, oameni grași, oameni devitalizați. Despre asta este vorba. Cred că ne dorim cărți vii și grație dumneavoastră dăm viață, prin viața noastră. Mulțumesc tare mult! Mulțumim foarte mult, Matei Georgescu. Mihai, o experiență, spun, extraordinară aceea de traducător al lui Anic de Suzanel și în special a cărții Marea Întoarcere. Cum ai simțit textul domniei sale? Probabil că a ajutat foarte mult și sunt convins de acest lucru și empatia existentă între voi și relația de prietenie, pentru că vorbim despre un anumit limbaj prezent și în cartea Marea Întoarcere, nu doar în simbolismul corpului uman. Foarte multe simboluri care trebuie descifrate. Da. Mă emoționează întrebarea ta, pentru că mi-am adus brusc aminte de faptul că prima carte pe care am primit-o scrisă de Anic a venit de la Mario Sorin Vasilescu și era cartea despre fiecare literă din limba ebraică luată, interpretată, descifrată, încifrată și redeschisă cu toate semnificațiile ei. Eu am făcut facultatea de litere pentru că găsesc cuvintele și cuvântul și litera scrisă și vorba spusă cu o putere extraordinară, având o putere extraordinară. Deci probabil că Mario atunci când mi-a dat această carte ceva a simțit la mine pe direct această rezonanței cu cuvintele. Și în timpul traducerii, într-adevăr, pentru mine este un soi de meditație, să zicem așa, contactul cu fiecare cuvânt. Când întâlnesc un cuvânt cheie la care Anic face referire, sigur, mă întorc la literele din care este compus acel cuvânt, la cărțile anterioare în care discută, interpretează acel cuvânt, la multiplele dicționare, ebraic, francez, ebraic, englez și așa mai departe. Deci, la dicționarul nostru de sinonime, la dicționarele noastre explicative, pentru că fiecare cuvânt trece prin mine ca un soi de, ca un soi de cascadă. Întrebarea este care e cea mai potrivită variantă de ales dintre toate posibilitățile pentru a o pune pe hârtie, pentru a ieși într-o zi la lumina tiparului, pentru ca să ajungă la oameni. E o călătorie fascinantă și da, aici am nevoie de sprijin. Îi mai scriu din când în când, doamne, profesoare Waldman, mai întreb pe părintele Gheorghiță Popa, mai vorbesc cu Marius pentru a mă consulta despre sensurile posibile, cuvintele și așa mai departe. Apropo de Marius Sorin Vasilescu, aș vrea să mai fac un mic tribut. În toate aceste călătorii pe care le-a făcut Anic în țara noastră, mașina care a dus-o în toate acele locuri a fost condusă de soția lui Mario, Elena Vasilescu, Coca Vasilescu, cum îi spunem noi, și cred că merită să-i mulțumim și ei cu această ocazie. 8-9 călătorii prin țară ea a condus-o pe Anic. Revenind, traducerea, într-adevăr, este o bucurie pentru mine. Cumva anunț și vreau să anunțăm cu această ocazie faptul că pregătim împreună următoarea carte a lui Anic și are legătură cu această cifră 7 și cu cel de-al 7-lea patriarh.
Lemec este numele lui în limba ebraică, în original. Ori numele acesta este compus din trei litere. Lamed, Mem și Kaf, litera finală. Ori am întrebat-o pe doamna Nic de Suzanel în toamnă, ce ne poate spune despre comorile ascunse numele acestui patriarh? Mi-a spus, în primul rând, această primă literă, Lamed, ea întotdeauna indică direcția și ne aduce aminte, deci este prepoziția spre, ne aduce aminte de mesajul, îndemnul lui Dumnezeu către Avram, Lec, Leca, repetat de două ori, mergi spre tine. Aceasta este următoarea carte pe care o traducem, mergi spre tine, va vertua în originalul francez, căreia Anic i-a mai adăugat un capitol. E o carte publicată în 2013, la Albert Michel. Albert Michel o republică acum, a republicat-o de fapt în aprilie anul acesta și Anic i-a mai adăugat un capitol care, spune ea, este capitolul final. Se numește chiar așa, Testamentul meu, Curcubeul. Deci la această carte lucrăm acum, care reia acest mesaj esențial, mergi spre tine. Mesajul lui Dumnezeu către Avram. Nu mai știu care era întrebarea ta, dar sper că măcar parțial am răspuns. Era ceva în legătură cu traducere, cu experiența de traducător. Eu simt ca pe o încercare și ca pe o transformare în același timp, pentru că contactul cu toate aceste cuvinte din ebraică și apoi, sigur, în limba noastră, sunt transformatoare. Contactele acestea transformă. Dacă stai să asculți cuvântul, cum spunea Anic, se poate să auzi ceva poate din limba una, din acea limbă originală, originară, de la începuturi, pe care toți oamenii o știau, care era comună omului, unu. Mulțumim foarte mult, Mihai Gânș. Doamna Felicia Valman, pentru că a tot amintit mai devreme în câteva rânduri Mihai despre importanța și simbolistica cifrei 7, să ne oferiți câteva detalii, pentru că, iată, Anic de Suzanel, ca antropolog și faptul că, așa cum pomenea mai devreme în intervenția anterioară domnul Marius Vasileanu, sunt aproape 50 de ani sau 50 de ani de când s-a convertit la creștinism. Face multe și în simbolismul corpului uman, referindu-se la arborele sefirotic, și în cartea aceasta, în Marea Întoarcere, face referiri la Vechiul Testament și la tradiția iudaică. Da, într-adevăr, în tradiția iudaică, bun, 7 este cifra magică de la începutul începutului, că nu-i așa, Dumnezeu face lumea în 6 zile și în a 7 se odihnește. Dar mai departe, dincolo de asta, 7 este și o treaptă, este de fapt treapta de la care, în tot ce înseamnă parte de mistică, parte de relație cu Dumnezeu, relație directă cu Dumnezeu, tot ce trece de 7 este grația divină. Deci tot ceea ce putem noi face este să ne ridicăm până la al 7-lea nivel de înțelegere, de acces la Dumnezeu, iar de la 7 încolo, 8, 9, 10, sunt prin grație divină. Deci este o treaptă, este un moment de răscruce, este un moment în care puterea noastră se termină, dar puterea noastră poate determina prin ceea ce facem răspunsul celorlalte trei nivele la care avem acces doar dacă Dumnezeu prin grație ne dă această posibilitate. Deci 7 este magică din multe puncte de vedere, dar din perspectiva acestei cărți este exact acel moment de trecere de la nivelul accesibil nou la nivelul divin. Mulțumim foarte mult, domnule Marius Vasileanu, ca antropolog și profesor de istoria religiilor, cui ați recomanda această carte? Sigur că se adresează tuturora, trebuie să treacă până la un punct, trebuie trecut și peste bariera limbajului, care nu este tocmai uzual, însă aici a punctat foarte bine domnul profesor Matei Georgescu,
Important este să simți spiritul, duhul cărții, să întrevezi duhul autorului dincolo de litera și pagina scrisă. Sigur, noi am avut șansa de a și cunoaște autorul, suntem câțiva privilegiați în România. Și astăzi m-am întâlnit cu cineva din Sibiu, habar n-aveam că mi-a spus aici la târg că era în sală la Facultatea de Teologie Ortodoxă când Anic a fost invitată și a și conferențiat. Este un privilegiu. Însă, dincolo de aceasta, putem face acest efort. Este un volum de imaginație. Este un volum care, cu puțin efort, poate fi digerat de oricine. Sigur, pasionat de cărțile, în special ale editurii Herald, fiindcă există o deschidere spre spiritualitatea universală aici. Și mai mult de atât, fiind totuși într-un spațiu creștin ortodox, să ținem cont și de acest lucru. Poate pentru cei care au anumite blocaje, Anic de Suzanel este creștin ortodoxă, chiar practicantă, astfel încât vorbește dinspre ortodoxie, chiar dacă face trimiteri la spiritualitatea iudaică, la celelalte spiritualități autentice, revelate. Să știți că există preoți români, Mihai l-a avut invitat pe unul dintre preoții și profesorii foarte importanți de la Iași, a fost recent în București la o conferință unde s-a vorbit exact despre Anic de Suzanel. Este unul dintre părintele Gheorghiță Popa din Iași, cei care au tradus Femininul Ființei în limba română, așadar are o clară adresabilitate ortodoxă pentru cei care știu să citească. Mulțumim domnului Marius Vasileanu. Matei, îți revine răspunsul la ultima întrebare. Are nevoie omul modern, omul contemporan, cum vrem să-i spunem, omul zilelor noastre, de o recuplare, o reconectare cu natura și esența sa divină? Și aici aș vrea să faci o paralelă, pentru că noi am mai făcut câteva emisiuni, intervenții, materiale video, și de data aceea am făcut această legătură între Joseph Campbell și personalitatea lui Joseph Campbell, făcând referire la ultima sa carte publicată la Herald, Miturile care ne învață să trăim, și cartea lui Anic de Suzanel, Marea Întoarcere. Doamna profesor Felicia Valman vorbea despre acest șapte ca punct sau treaptă dincolo de care intri într-un alt registru. Fără acest alt registru transcendent, ființa umană nu poate exista, cel mult poate subzista. Popoare întregi subzistă, supraviețuiesc din lipsa unui reper de mai sus, în fața căruia să aibă șansa să se plece. Și să poată să plece ca să poată să vină și să revină. Joseph Campbell este copărtaș în aceeași încercare de a redeschide porți către transcendent. Într-o lume, nu știu, în care s-a pierdut simbolul viu, s-a pierdut poarta către dincolo, niciun substitut nu este suficient, chiar dacă este căutat într-o formă cât se poate de consumptivă pentru noi. Încercăm să umplem această penurie de transcendent. Așa că și sub aspect psihologic, cred, marea întoarcere înseamnă o mare revenire. La ce? La acest palier transcendent care de fapt este pus deasupra, dar în definitiv este fundamentul și dedesubtul oricărei forme de existență. Este o reîntoarcere la originea, la limba de care vorbea Mihai, la limba inițială,
care nu mai este o limba cuvintelor, este o limba Duhului. Apropo, mi-a venit în minte acum Vasile Andru, care era un prezent și spunea: avem nevoie să fim promovați în Duh. Iubeam formele lui, cuvintele lui alese cu atâta inspirație. Da, să sperăm cu toții că ne putem regăsi cifrele 7 ca să mergem spre 8 măcar și să ne reînviem Dumnezeii, chiar dacă asta este o întreprindere de o viață întreagă. Da. Iată cum, și ăsta este un lucru care îmi place foarte mult, iată cum, pornind de la anumite cărți, pornind de la cartea Marea Întoarcere a lui Anic de Suzanel și de la simbolismul corpului uman, găsim sincronicități, găsim analogii, găsim lucruri comune, iată, cu alți autori sau cu alte cărți publicate la editura Herald. Matei făcea mai devreme referire la maestrul Vasile Andru, mi-a venit în minte cartea Isihasmul și Meșteșugul Liniștirii, da? Pentru că tot vorbim despre antropologie creștină și, bineînțeles, puțin mai devreme am pomenit și de Joseph Campbell, celebrul antropolog Joseph Campbell, cu cartea Miturile care ne învață să trăim, cărți pe care, bineînțeles, le găsiți la standul editurii Herald. Aici încheiem cel de-al treilea eveniment, având multe evenimente, mă gândesc al câtelea, cel de-al treilea eveniment, aici la standul editurii Herald, Harta Sacră a Omului, o viziune antropologică. Au fost alături de noi doamna profesor Felicia Valman, conferențiar universitar, doctor la Facultatea de Litere a Universității București, coordonator al Centrului de Studii Ebraice, Mihai Gânj, traducătorul cărții Marea Întoarcere a lui Anic de Suzanel, profesor, de asemenea, domnul profesor Marius Vasileanu, profesor de istoria religiilor, antropolog, și profesor universitar dr. Matei Georgescu, psihanalist, psihoterapeut. Le mulțumim foarte mult că au fost alături de noi la acest eveniment. Vă mulțumim că ați fost și dumneavoastră de asemenea alături de noi și celor care ne urmăresc pe Facebook.